Foarte târziu am venit astăzi la grădiniță, mama. Să dăm masa caldă deja. Hai! Of, of, of! Dacă a dormit așa de bine, mi-a fost milă să-l trezesc. Take to be happy. How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you. How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the way. Atât am apucat să fac, să schimb patul și să pun la spălat. Raimondel a făcut pentru prima dată pișucul în pat, chiar m-a mirat. Probabil a fost prea obosit, nu s-a putut trezi și pentru că la ora 9 el încă dormea, deci n-am reușit să-l trezesc pe la 9:20 abia, cât l-am îmbrăcat repede pe fugă. Hai să mergem, nici n-am apucat să-i mai dau să mănânce, pentru că de obicei eu le dau câte o pâiniță, câte o felie de pâine cu iaurt, nu am mai apucat efectiv. Deci la modul că era, nu știu ce s-a întâmplat cu el, foarte obosit, am ajuns și foarte întârziat astăzi la grădiniță, când e o zi destul de importantă, pentru că doamna, eu am făcut invitația doamnei terapeut. Din altă parte va veni o doamnă terapeut. Bineînțeles, pentru noi ca și părinți e foarte benefic. Învățăm cum să interacționăm cu proprii noștri copii. Bineînțeles că și noi ca părinți avem foarte multe de învățat. A fi părinte cel mai greu serviciu posibil. Și de asta mi-am luat această cămășuță cât de cât să arăt un pic mai elegantă. Și fug, cămășuța am avut-o eu de luni și mi-a fost așa la îndemână luni când am fost la buletin, de mi-am schimbat buletinul și fug acum, nu mai am timp, o aștept astăzi și pe mama pentru că ea vine de la Bistrița, ori să treacă numai bine pe la noi, am să vă mai arăt secvențe din viața noastră, astăzi, mâine, astăzi e 14 februarie când eu filmez, să văd ce am să reușesc, dacă... Așa, ne mai auzim după ce vin de la grădiniță. Am plecat și ne-am mai auzit. Hey! Hai, Ștefi! Hai, Ștefi! Da, da. Da, stai acolo ca o păpușă. Pe acolo! Pe bancă! Vezi că o repetă după Alesia? Hai acasă la noi! Hai acasă la noi! Tare frumos a fost astăzi! Foarte frumos! Ștefănuț! Hei! Hey. Vai de mine și de mine a venit Dica! Nu cred! Nu cred așa ceva! Doamne, dar ce fericiță, dar ce faci, bunicuța dragă! Mașinuța, doamne, ferește! Doamne, măi, Dica, dar tu îți faci de cap! Te-am găsit cuburi, ce ai reușit tu? Da, tu. De două ori am dat comandă și uite că astea-s pentru Ștefănuț. Și cadou. Dica, doamne, măi, uite ce bunicuță frumoasă și bună aveți voi. Uite. Uite ce sare în sus, ce fericită. Exact s-a trezit. Ca să vezi. Uite și la Raimondel direct. Uite tu. Da, tu. Extraordinar! Doamne, ce frumoasius! Mulțumim mult, Doamne! Ce fericit! Da, adevărat. Noi am fost la o tăiere de moți și le-a plăcut foarte mult mașinuță de genul ăsta. Și noi nu avem, iar bunica, bineînțeles, că a mers la Bistrița și le-a cumpărat mașinuță și zic că na, să aibă și ei mașinuțele lor, că tare, tare încântați au fost.
Vai, dar ce fericit, îți mulțumim din suflet, Doamne! Superbe! Superbe! Dar asta e cadou de ziua lui, știi, că numai n-au venit! Da. Am avut peripeții, vai, cât-s de frumoase! Caca, faci caca! Hai, hai la uliță! Nu cred că mai mănâncă copiii mei astăzi ceva. Chiar și pizza, care le place din urmă, nu mai acum, gata. Ce să-i mai iau de la joacă? Na, hai să păpăm pițuca, hai. Ștefănuț. Ștefi. Ștefi. Auzi cum te strigă și rei. Ștefi. Hai, hai la, hai, hai să păpăm. Opa, na, haide. Te faci. Tu și Dragoste are mama, alintătură, mi-o scump. Take my hand, yeah, all that I have now, I won't let you go. Cause I found all the answers in you. Ooh, ooh, ooh. Tocmai ce am mâncat pizza și m-am gândit să vă povestesc cum a fost astăzi la terapie. Pentru copilași, bineînțeles că mi-au dat lacrimile, pentru că fiecare dintre noi avem niște lipsuri și mai ales aceste lipsuri sunt din propriul nostru trecut. Apropo, mi s-a rupt și o unghie. Cum spuneam, da, emoționant, totodată îmbucurător, faptul că ai mei copii au într-adevăr o, cum să zic, o întârziere de limbaj. Asta era îngrijorarea mea și m-au lămurit doamna terapist, terapeut, că nu sunt deloc motive de îngrijorare, ba din contră, ea zice, dumneai, eu zis că sunt foarte inteligenți amândoi, foarte receptivi și ba din contră vorbesc foarte bine, să nu mă mai îngrijorez, dar cu toate astea, bineînțeles că voi merge să luăm ore de terapie în continuare, măcar 10 ore de terapie și eu zic că pentru amândoi frățiori va fi foarte benefic, cât și pentru mine, pentru că eu ca mamă, uneori e greu să ai doi copii, mămicile care au 2-3 copii mă înțeleg, când ai unul, îl ții ca un bulgăraș, pentru că exact astăzi vorbeam cu doamna terapeută, pe un singur copil n-ai nicio problemă, efectiv nicio problemă, dar deja după ce vine al doilea, intervin tot felul de provocări, tot felul de provocări și mai ales cum sunt așa vârstă micuță. Stai că te ajut eu! Am închis pentru că Ștefănuț, el a cerut atenție, în sensul că vroia ajutor cu mașinuța. Uite ce să râd amândoi, mașinuțele care le-a adus mama sunt extraordinar de încântați, dar un lucru foarte important, nu îi imediat. Deci am închis și acum i-am dat atenția de care el a cerut-o. Asta ar fi prima bază în relația asta, copil, mamă, părinte și așa mai departe. Nu îi imediat, lași orice ai face atunci pentru copilaș. Da, mami! Oricum, eu am să vă mai țin la curent despre cum vor decurge orele de terapie. Vom merge în alt oraș diferit la consultații, la ore și așa mai departe, în locul special amenajat. Și o să mai împărtășesc cu voi aici despre experiența mea și sper să fie una benefică. Cu siguranță va fi una benefică pentru că deja am văzut astăzi. Eu acum mă simt foarte bine în suflet că mi-au evaluat copiii, că am putut și am avut această oportunitate să stăm de vorbă și eu mersesem, așa ca o paranteză, eu mersesem de am luat, cred că va fi în toate orașele, cu siguranță, pentru că doamna mea educatoare mi-a zis, dacă vreau, pot să iau de la medicul de familie o trimitere, ceea ce am și făcut, ca să beneficiez de aceste ore la terapie gratis, adică prin medicul de familie, ceea ce eu am și făcut atunci când, în săptămâna când ei au fost bolnavi, am și demarat acest proces și mă bucur foarte mult, chiar aveam nevoie, oricum asta era în plan,
Din momentul când noi locuiam în Anglia, am zis, primul lucru care îl voi face, voi merge cu copilașii la terapie, cât și eu personal, dar asta va urma și pentru mine la momentul oportun. Acum, pentru ei, momentan, avem fiecare dintre noi, mie nu mi-este rușine să recunosc asta, fiecare dintre noi avem probleme. Nu înseamnă că ești nebun sau ai probleme, efectiv, normale, umane, din trecut. Acum, mai ales ca mamă, le retrăiește altfel, te duc în suferință, te duc în... și atunci terapia este foarte, foarte benefică, pentru că eu deja văd, eu astăzi mă simt excelent, foarte bine mă simt după 2 ore ce am stat de vorbă cu doamna terapeut. Și cam asta ar fi în mare. Da, o să vă țin la curent, o să vă țin la curent, pentru că îmi place enorm subiectul și mă bucură foarte mult că ai mei copii sunt doar inteligenți, exact cum a zis doamna, sunt doar inteligenți și vor vorbi ambele limbi, nu trebuie să mă îngrijorez. Pe lângă multe îngrijorări ale mele, acesta ar fi fost una din ele. Faptul că Raimondel vorbește 80% engleză, el înțelege engleză, iar acum au început să-și dea drumul și la română, nimic de zis, dar în continuare lui îi place engleza și atunci nu știam ce să fac și cum să acționez în cazul ăsta. Iar Ștefănuț vorbește, dar foarte puțin, la 2 anișorii lui, și atunci, bineînțeles, ca mamă îți faci tot felul de griji. Dar mă bucur că nu este cazul, ba din contră, sunt doi copii foarte inteligenți și foarte isteți. Faptul că, pentru că o decurs cu mine în privat, cât și cu ei doar în privat, cât și cu noi trei. Dar mi-a zis doamna terapeut că o decurs extraordinar și sunt foarte atenți, foarte focusați. Mi-a lăudat așa, deci m-am bucurat din numai. Mă bucur enorm că nu sunt probleme și vom fi bine, vom fi bine, vor fi și ei bine. E doar o încetinire, ceea ce e absolut normal, mai ales mutarea asta e foarte grea, a fost o mutare grea. Noi căsuța nici n-am avut-o terminată, numai cu construcții, numai cu o mutare, lași tu casa în care te-ai născut, practic, și te muți în altă țară, altă limbă, altă casă. Pentru mine ca adult a fost greu, apoi pentru ei copilași. Și atunci avem răbdare, uite că ne-a dat Domnul, îi mulțumim din tot sufletul că avem această oportunitate și mergem la terapie. Am să vă mai țin la curent, cum spuneam, nu mă mai lungesc acum despre asta. Doamna! Unde-i doamna? O plecat? Și noi am rămas la Topogani, pentru că acolo a plecat la școală. Doamna! Ochișorii mei albaștri și frumoși! Raimondel a rămas după doamna. Vrei apă? Da! Uite la el! Vai, 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 ce gesturi de copil! Hai sus! Na, uite ce alintătură am eu! E obosit din urmă. Hai, ia-l de o mânuță, rei, și ajută-l pe Ștefi. Da, te-ai murdărit? Da, uite, vezi? S-a murdărit, s-a aruncat în pământ. Vezi? Ai văzut? Acum mergem în casă? Hai! Ștepi, Ștepi! Năzdrăvan, Ștepi, micuț și alintat. Asta face Ștepi. Poftim, dragul lui mami. Stai să-mi iau cheile. Poftim. Să dai papucei jos, da? Papucei. Are mama o surpriză pentru voi. Uite, am fost la cumpărături. Na, uite ce avem aici. La copiii o fosete. Colecție de mașinuțe. Efectiv. Asta și cealaltă care am arătat-o, cred că e sus, cu albastru, le-o primit de la mama. Iar ieri, joi, 15 februarie, a venit verișoara mea cu motoreta asta și mașinuța asta pentru Ștefănuț. Așa copii alintați. Așa copii iubiți. Facem colecție și eu am mers la Dorna. Inițial să iau buletinul. Am reușit și l-am luat. Iar de acolo am făcut câteva cumpărături, cum ar fi ciocolăți. Imediat vine 8 martie. Și am zis să le am luate. La Unicar m-am găsit destul de ieftine. Și bineînțeles la promoții, mai ales că trebuie să iau mai multe, cumva din timp am luat și câteva, adică sticlele astea, una Angelii,
un vin și o șampanie, tot așa, Angeli, ca să dau cu ciocolată de 8 martie. Iar pentru copii, hai să desfac, uite, hai să desfac. Asta e prea mică pentru tine, mami. Asta e pentru Ștefi. Da, cuburile tale, cuburile, care ți le-a adus bunica. Ca să vezi ce șmecheruță-i. Dacă el ți-o lua mașinuța, tu vii și iei asta, motoreta, așa-i? Îs și eu șmecheruț, tu ce crezi, măi? Nu. Păi tu de ce i-ai luat mașinuța lui? A, da, păi tu i-ai luat mașinuța lui, vezi că și el e șmecheruț, așa mic, la 2 ani, dar îl duce mintea. Păi nu? Uite, îi dă apă. Îl mituiește. Ai, Doamne, cât ești de dulce, mă copil. Mă copil minunat. Mă copil minunat. Îți place să-l necăjești pe fratele tău? Da? Rămăsesem la batoanele astea, de fiecare dată când merg în Kaufland trebuie să le iau, 5 pentru 10 lei, iar motivul pentru care am mers în Kaufland sunt aceste oafe, le place amândurora destul de mult și bineînțeles că le-am mai luat ca să aibă și au și la grădiniță și dimineața, la prima oră, iar încă un lucru care am mai luat aici sunt, am luat 10 ciocolățele de astea papi, am luat 12 fulgi, pentru că vreau să pregătesc cadourile pentru fetițe. Deci băieții mei, poftim, băieții mei vor primi mărțișoare, iar eu aici la noi în zonă, deci fetițele, femeile, doamnele, dau mărțișoare la domni, iar de 8 martie băieții trebuie să meargă cu o ciocolată. În cazul meu m-am gândit, pentru că eu am niște pungi, așa, de cadouri foarte drăgălașe din Anglia și am să le pun la fetiții, spre exemplu, câte un papi, câte una de asta, în punguța respectivă, cu câte o Eugenie și să văd dacă le mai pun ceva, dacă ceva bombonele, chestii de genul ăsta și am să le dau așa câte o punguță la fetițele din clasă de la grădiniță. Am mai luat aici o cafea, tot așa, pentru a o face cadou de 8 martie. Lucruri de genul ăsta. Acum au fost și la reduceri și am zis, hai să profit, să le iau din timp, ca să nu mă prea stresez atunci. Și un lucru foarte fain, care nu l-am avut în plan, poftim. Un lucru care nu l-am avut în plan, au fost astea. 80 de lei, 80 de pastile, o reducere enorm de bună, de la 1.400.000 la mai la gen la jumătate de preț, la 80 de lei, 80 de pastile, le-am și luat pentru că e foarte bun. Iar ăsta, Lenorul ăsta care îmi place mie foarte mult, 65 de spălări cu 16 lei. Ofertele astea, deci cumva 1.000.000 care l-am cheltuit pe produsele astea domestice. Și am dat la Unicarm 156, iar la Kaufland 223. Iar și-am spart un pumn de bani pe mai nimica, dar ce să fac? Am luat un sac de cartofi care e foarte bun, ăștia sunt cei mai buni cartofi care ne plac roșii, un bax de apă Bucovina și mă bucură foarte mult un lapte pentru pireu, mai fac mămăligă cu lapte și mă bucur foarte mult că am început cadourile astea de 8 martie să încep a le lua și să-mi iau de-o grijă și mai ales pentru fetiții, că na, trebuie. Dacă am doi băieței de acum, mai ales când ne-am mutat în România, vom cheltui bănuți o grămadă. La clipul anterior am primit un comentariu de la Roxana Leuștean cum am și ce am făcut, ce le-am dat copilașilor de le-a trecut atâta de repede răceala. Eu am postat la mine pe YouTube un clip acum o săptămână, că ai mei copilași au fost destul de bolnăviori și am zis să arăt medicamentele exacte ce mi s-au prescris de medicul de familie. Cu eu le-am luat gratis, adică cred că rețetă compensată se numește. Și aici avem un ibuprofen, ăsta e cu gust de portocală și le-a plăcut foarte mult, mai ales seringa asta e super bună. Aici avem un siropel care conține albastru de metil și din câte am înțeles e foarte recomandabil, mai ales la gât un roșu și umflat albastru de metil, iar la fel aici un antibiotic slab, pentru că mi-a zis medicul, dacă nu își revin, în caz că nu își revin, să remerg și îmi va da ceva mai puternic. Ăsta e tot așa ca un siropel mai mult.
Da, cam asta ar fi, tot cu albastru de metil. Și cam astea sunt cele trei medicamente ce eu le-am primit de la domnul doctor, dar bineînțeles că am mai dat pe lângă copiilor deca de fiecare dată, portocale, asta lămâie stoarsă cu miere și mai mult ceai de cimbrișor. Cam astea au fost de în 5 zilele trecute. Astea, spre exemplu, sunt intacte, neîncepute. Asta e rețeta lui Raimondel aici în punguță, nici măcar nu le-am desfăcut, iar noi am consumat pentru doi copilași doar rețeta exact aceeași a lui Ștefănuț, ce i-au fost prescrise. Cam asta este. Vă mulțumesc pentru vizionare. Voi închide clipul în acest mod. Sper să fi fost de ajutor, doamna Roxana Leușean, cu aceste informații și medicamente ce mi s-au prescris mie copilașilor și să ne vedem cu bine în următorul episod. Vă pupăm! Pa, pa!